Deci nu ai cum așa ceva. Efectiv, asta e prea tare ca să fie pe bune. Un scriitor din Deva a fost reclamat de vecin că are prea multe cărți în casă și că se poate prăbuși blocul din cauza lor. Daniel Iancu a scris chiar el pe Facebook treaba asta: am fost reclamat de către vecin la Asociația de Proprietari că am prea multe cărți și s-ar putea prăbuși blocul din cauza cărților mele. Scriitorul în vârstă de 50 de ani stă într-un bloc ceaușist de 4 etaje din centrul Devei, iar eu n-am rezistat și am intrat pe Facebook-ul omului ca să văd poze de la el din casă, pentru că eram înnebunită să văd câte cărți are de fapt, de cred vecinii că o să le cadă în cap. Și da, domne, e absolut plin de cărți apartamentul ăla, dar dă-o încolo de treabă, domnul scriitor, că dacă erați așa deștept, rețineați cărțile alea pe care le-ați citit și nu mai era nevoie să le păstrați pe toate în casă. E, dar se poate așa ceva? Mă, voi vă dați seama cum a fost? O fi venit și la omul ăsta în casă o vecină, nu știu, să zicem o tanti Nuțica, să ceară și ia o lingură de ulei sau o cană de făină, cum se mai face pe scara blocului. Și s-a speriat femeia când a văzut biata de aia atâtea rafturi cu cărți. S-a întors repede la în garsoniera de la parter și le-a sunat pe celelalte vecine. Măi, deci vă spun, scriitorul de la patru are numai cărți în toate camerele și pe toți pereții. Dar ce face drogă cu atâtea cărți în casă, că poate se dărâmă, doamne, iartă-mă, tavanul și se alege praful de blocul ăsta? Scriitorul de la patru este de fapt un doctor în istorie și lucrează la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, iar pe 13 octombrie 2022 a primit de la președintele Claus Iohannis medalia aniversară Centenarul Marii Uniri, conferită unor personalități din domeniul cultural.